Bună dimineața, bun găsit la jurnal. Pe măsură ce situația din Ucraina se agravează, statele Uniunii Europene încep să trimită ajutoare, printre ele și România, care a trimis echipamente medicale de urgență în țara vecină. De altfel, într-o discuție cu omologul său ucrainean, ministrul nostru de externe, Bogdan Aurescu, a dat asigurări că România va sprijini Kievul cu tot ce poate. Gabriela Mihai ne completează subiectul privind escaladarea situației din Ucraina. Bună dimineața, Gabriela! Am găsit, Ucraina a cerut încă de marți ajutor Uniunii Europene prin mecanismul de protecție civilă, astfel că 5 state au trimis deja ajutor. Vorbim despre echipamente medicale și nu numai. Printre aceste 5 state se numără și țara noastră. Important de menționat este că Franța a trimis în Ucraina un spital de campanie, dar și sute de corturi, medicamente și mai multe astfel de echipamente de spital care sunt esențiale în aceste momente. Important de menționat este că am văzut ieri ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis ministrului omologului său din Ucraina și un mesaj de solidaritate și iată că în aceste momente vedem că în orice moment ar putea ca Rusia să pornească un atac. De altfel, astăzi va exista și o discuție telefonică între președintele Franței Emmanuel Macron și președintele rus Vladimir Putin. Vom vedea dacă se va mai putea face ceva pe cale diplomatică. Cert este că Ucraina a cerut ajutor. Mai mult decât atât, președintele Ucrainei a precizat chiar ieri că este nevoie ca Ucraina să fie ajutată în astfel de momente, cu atât mai mult cu cât este până la urmă statul care face această diferență între Rusia și restul Uniunii Europene și este statul care până acum a fost cel care a protejat. Important de menționat este că în continuare vedem că sunt foarte multe trupe rusești care se îndreaptă spre granița cu Ucraina și vom vedea dacă în urma discuției telefonice de astăzi dintre președintele Franței Emmanuel Macron și președintele rus Vladimir Putin va mai exista o cale diplomatică de dezescaladare a acestui conflict. Mulțumesc, Gabriela. Între timp, criza din Ucraina ia amploare. Franța și Germania le-au cerut cetățenilor lor să părăsească țara. Compania Lufthansa anunță că suspendă zborurile spre Kiev, iar NATO își închide biroul din capitala Ucrainei. Între timp, jurnaliștii străini prezenți în estul țării spun că în Donbas au loc bombardamente. Separatiștii proruși ar ținti corespondenții de război, dar și camioanele umanitare. Aproape de un astfel de convoi, în care se afla și ministrul ucrainean de interne, au explodat mai multe obuze de mortier. Ucraina a publicat înregistrări video care arată cum separatiștii proruși lansează rachete spre un camion umanitar al biroului comisarului ONU pentru refugiați la punctul de trecere Șchastia, potrivit publicației britanice The Guardian. Convoiul a fost surprins la nord de orașul Luhansk la întoarcere de pe teritoriul controlat de separatiști. Din el făcea parte și ministrul de interne ucrainean Denis Monastirski. Obuzele de mortier au explodat chiar în apropierea oficialului, potrivit jurnaliștilor AFP. Oficialii ucraineni spun că atacul a reprezentat o încălcare gravă a acordurilor de încetare a focului. Ei mai acuză faptul că separatiștii au deschis focul pe toată lungimea liniei de contact în regiunea Donbas, inclusiv în Mariupol. Doi soldați ucraineni ar fi fost uciși. You heard a few seconds ago those explosions in the distance. Those were incoming rounds. That's what the Ukrainian military has been dealing with the past 48 hours. They say they are following the Minsk protocols and that it's the Russians backed forces. You hear in the distance there are more explosions that are violating this agreement. Și corespondenții străini aflați în zona ar fi fost vizați de tiruri. Corespondentul Fox News, Trey Yingst, a relatat evenimentele din Donbas în timp ce fugea de focurile lansate de separatiștii proruși. So you can see some of the other journalists and soldiers who are with us on the front lines here, and you can hear that explosion there. Let's move a little quicker.
După ce Rusia și-a testat cu succes armamentul nuclear, Statele Unite acuză faptul că trupele ruse mobilizate la granița cu Ucraina sunt gata să atace în orice moment. Drept urmare, Joe Biden a convocat Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite pe fondul crizei din Ucraina. De cealaltă parte, Germania a decis să-și țină în alertă ridicată trupele de reacție rapidă din cadrul NATO. Внимание, расчет, пуск! Есть пуск! Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croazieră cu potențial nuclear în timpul exercițiilor militare. Președintele rus Vladimir Putin a privit exercițiile de pe ecranele centrului de control alături de omologul său din Belarus, Alexandru Lukashenko. Odată cu creșterea temerilor occidentale privind declanșarea unui război între Rusia și Ucraina, președintele american Joe Biden intenționează în cursul zilei de duminică să-și convoace principalii consilieri pentru a discuta despre criză. Washingtonul a acuzat trupele ruse masate strategic la frontierele Ucrainei că avansează și că sunt pregătite să lovească în orice moment. În tot acest timp, Germania a luat decizia de a se exprima mai prudent decât o fac americanii, care au vorbit despre atacul iminent al Rusiei asupra Ucrainei. În schimb, nemții au decis să-și țină în alertă mai ridicată trupele din forța de reacție rapidă a NATO, care să le permită să se desfășoare mai rapid pentru a proteja aliații est-europeni în cazul unei escaladări a tensiunilor cu Rusia. Franța va depune toate eforturile necesare pentru evitarea unui atac militar al Rusiei împotriva Ucrainei, anunță Palatul Elysée după conversația lui Emmanuel Macron cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În cursul zilei de astăzi, liderul francez va avea o discuție telefonică și cu Vladimir Putin. Riscul unui conflict declanșat de Rusia este foarte ridicat. Președintele Republicii va asuma toate riscurile pentru a menține stabilitatea și pacea în Europa. Dacă vor fi necesare noi deplasări în acest scop, le va face. Este mesajul transmis de Palatul Elysée în urma conversației telefonice cu omologul său Volodymyr Zelensky. Conform președinției Franței, Zelensky i-a dat asigurări lui Macron că Ucraina nu vrea să riposteze la provocările Rusiei. Emmanuel Macron va discuta în cursul zilei de astăzi cu președintele Rusiei Vladimir Putin. În urmă cu o săptămână, cei doi șefi de stat au avut o convorbire telefonică de aproape 2 ore. De asemenea, pe 7 februarie, cei doi șefi de stat s-au văzut față în față la Moscova, o întrevedere care a provocat mirare, dar și prilej de glume după imaginile oficiale care îi prezentau pe Putin și Macron la mare distanță unul de altul, așezați la o masă foarte lungă. Administrația Putin cere garanții că Alianța Nord-Atlantică nu va continua extinderea spre est și argumentează că este necesară revenirea la arhitectura de securitate anterioară anului 1997, astfel că NATO trebuie să retragă trupele și echipamentele militare, inclusiv din România și Bulgaria. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat un calendar clar pentru aderarea Ucrainei la NATO. De asemenea, liderul de la Kiev a criticat inacțiunea occidentală împotriva agresiunii ruse, argumentând că Ucraina a acționat ca un scut în ultimii 8 ani. Zelensky a criticat Occidentul pentru că a susținut că Putin a luat decizia de a invada, dar nu a impus sancțiuni până la începutul atacului. Ukraine is longing for peace. Europe is longing for peace. The world is saying it doesn't want any war, while Russia is claiming she doesn't want to intervene. Someone here is lying. Liderul de la Kiev a mai spus că este datoria Europei și a lumii să susțină Ucraina. We equally appreciate the support, but everyone needs to understand that this is not some kind of donation Ukraine should be reminding or begging for. This is not just a broad gesture that Ukraine should be bowing down for. This is your contribution into the European and international security for which Ukraine has been serving as a shield for 8 years now. Zelensky și-a continuat discursul criticând NATO pentru că susține că are o politică de uși deschise, în timp ce refuză să lase Ucraina să intre și a cerut alianței să ofere un interval de timp pentru eventuala aderare a țării sale la alianță. The same is true about NATO. We are told the doors are open, but so far the strangers are not allowed. If not all members are willing to see us there, or all members don't want to see us there, be honest about it. Open doors are good, but we need open answers, but not the years and years of closed questions.
Premierul britanic a avut un discurs extrem de dur la conferința de securitate de la München. Boris Johnson a avertizat că dacă Rusia alege să atace o națiune pașnică și nevinovată precum cea ucraineană, atunci Occidentul trebuie să acționeze. Johnson a avertizat totodată asupra consecințelor posibile escaladării situației din Ucraina. But if dialogue fails and if Russia chooses to use violence against an innocent and peaceful population in Ukraine and to disregard the norms of civilized behavior between states and to disregard the Charter of the United Nations, then we at this conference should be in no doubt that it is in our collective interest that Russia should ultimately fail. Boris Johnson a menționat că statele G7 s-au angajat în a menține protecția și securitatea lumii. We all agreed legal obligations to protect the security of every country in Europe. Johnson a avertizat că dacă Vladimir Putin ar invada Ucraina, războiul va fi urmat de o perioadă lungă și urâtă, iar Rusia nu va avea de unde să mai acceseze împrumuturi, cu atât mai puțin finanțare de pe piețele de capital din Londra. And Russian parents would mourn the loss of young Russian soldiers who in their way are every bit as innocent as the Ukrainians now bracing themselves for attack. After a generation of freedom, we're now staring at a generation of bloodshed and misery. I believe that Russia would have absolutely nothing to gain from this catastrophic venture and everything to lose. Polițiștii au ieșit din nou la vânătoare de șoferi care încalcă regulile. Azi noapte, străzile din capitală au fost împânzite de echipaje care au verificat tot ce le-a ieșit în cale. Și ca de obicei au descoperit șoferi băuți sau drogați și unii care conduceau chiar fără permis. Băutură alcool ce ați consumat? O să facem o testare cu aparatul alcool test. Permisul de conducere. Zeci de echipaje de poliție au împânzit azi noaptea străzile din București în căutarea șoferilor care încalcă regulile. Iar captura a fost bogată, 6 permise de conducere au fost suspendate, iar mai mulți șoferi au fost amendați cu 10.000 de lei. Vom supla constant 6-7 secunde, vă rog. Suflăm, nu ne jucăm. Eu înțeleg că dumneavoastră emanați halen alcool, dar trebuie să suflăm, da? Vom sufla constant 6-7 secunde, nu ne mai jucă. Orică suflați, orică nu suflați. Trebuie să stii în acest moment, auzi eu, vă rog. Suflăm. Mai. Suficient, scoateți dopul, vă rog frumos. €0.55 este valoarea dumneavoastră. Și ca de obicei, nu au lipsit nici șoferii recalcitranți. Rămâneți-i mașină, vă rog. Rămâneți-i mașina. Este o acțiune a brigăzii rutiere. Nu mă interesează nu mă interesează televiziunea. Sunteți pe drumul public. Trebuie să vă informați. Băi, frate, chide aia, n-auzi? Haideți să fiți atenți la colegul meu, da, ca să încetăm această discuție. Vedeți-vă de aia care fură din țară, salută mine. Da? Nu, vedeți de aia care sunt de toată lumea. Sunt conștient de ce am făcut și problema e că ar trebui să îmi dați și mie niște bani să mă duc cu taxi până acasă, vreți? Iar polițiștii spun că astfel de acțiuni vor avea loc zi de zi pentru a-i descuraja pe șoferii beți sau drogați să se urce la volan. Brigada rutieră are toleranță zero față de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, context în care zilnic vom efectua acțiuni care să contribuie la reducerea numărului de accidente, creșterea gradului de responsabilizare a participanților la trafic și menținerea unui climat de ordine siguranță rutieră pe drumurile publice din capitală. Dosar penal după explozia produsă aseară la o conductă de gaze din apropierea pasajului Basarab din capitală. Deflagrația s-a produs în jurul orei 21 la o conductă majoră care alimentează CET Grozăvești. Din fericire nu s-au înregistrat victime, dar 80 de locatari ai unui bloc din apropiere au fost evacuați. Circulația rutieră a fost blocată în zonă și nu a fost reluată total nici până astăzi la prânz. Specialiștii au sistat livrarea cu gaz prin conducta respectivă și au lucrat aproape non-stop pentru eliminarea oricărui pericol. Problema a fost în mare parte remediată, anunță compania de gaze responsabilă.
Clipe de suspans pentru sute de turiști. Un elicopter s-a prăbușit la câțiva metri distanță de o plajă din Miami. Din fericire, cei doi piloți sunt în afara oricărui pericol. Din imagini se vede cum un elicopter apare brusc în peisaj în apropierea unei plaje din Miami plină de turiști. Aparatul de zbor a aterizat direct în apă, însă unii turiști s-au temut pentru viața lor, dar alții n-au avut timp să observe că sunt în pericol. Odată ce elicopterul a ajuns pe apă, lângă el s-au strâns turiștii pentru a da o mână de ajutor. Din fericire, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvatori, care au reușit să-i scoată la suprafață pe cei doi piloți. Aceștia au fost transportați de urgență la spital și se află în afara oricărui pericol. Imaginile cu momentul prăbușirii au fost publicate de poliția din Miami. Administrația Federală a Aviației urmează să facă cercetări pentru a stabili cauza accidentului. Atât. La această oră vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Schimbă-ți viața, informează-te. Vă aștept apoi la Jurnal la ora 10.